Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea de autor Noi despre noi. Astăzi realizez o emisiune care este dedicată zilei de 15 octombrie, pentru că ieri a fost marcată Ziua Bastonului Alb. Și m-am gândit eu că este bine să invit în studio oamenii care au tangențe cu această zi și să discutăm despre problemele acestora. Dar înainte de a-i prezenta, vreau să vă spun câteva informații. Ziua Internațională a Bastonului Alb este marcată pe 15 octombrie, cum vă spuneam la început. Este pe timpul Ziua Internațională a Nevăzătorilor a fost instituită de Organizația Europeană pentru Bunăstarea Nevăzătorilor în 1993 la Varșovia, Polonia. Marcarea acestei zile a generalizat sărbătorirea la nivel mondial a zilei Bastonului Alb, instituită de președintele american Lyndon Johnson în 1964. Bastonul alb este un instrument foarte necesar pentru oamenii cu probleme de vedere și acest instrument le oferă persoanelor cu deficiențe de vedere independență. De aceea, în platou astăzi, pentru o discuție care, sper eu, va fi auzită de oamenii care pot schimba ceva în Republica Moldova, am invitat pe Dumitru Sclifos, președintele Asociației Nevăzătorilor din Moldova. Bună seara și mulțumesc pentru că ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Și Alexei Romanenko, administratorul întreprinderii Lumin Tehnica, care face parte din Asociația Nevăzătorilor din Republica Moldova. Bună seara și mulțumesc din suflet că ați făcut timp și ați venit la noi. Bună seara! Da, și pentru că am început și am vorbit despre ziua bastonului alb, îl avem chiar la noi aici în platou și mi-a permis domnul Romanenko să pun mâna pe el. Iată, cam așa dimensiuni are și este un instrument, cum vă spuneam eu, fără de care nu poți să te deplasezi prin Chișinău mai ales, da, și oriunde ai ieși, fără o persoană specială care poate să te conducă. Corect, domnul Romanenko? Nu. De ce? Poți să te conduci și fără persoana care te însoțește. Și fără baston. Cu bastonul. Așa. Trebuie numai decât. Păi eu am zis, dacă nu ai persoana, neapărat trebuie să ai acest. Da, corect. Așa. Dumneavoastră, ați învățat ușor să-l mânuiți? Sau? Cel mai principal, trebuie să depășești rușinea, să iei bastonul. Adică este o rușine oricare, care cred că fiecare persoană când pierde, poate să piardă vederea. Adică ești ceva neobișnuit, trebuie să treci, trebuie să depășești această barieră. Asta este. Am înțeles. Vreau telespectatorilor să le aduc această informație. Domnul Romanenko, fiind administrator a întreprinderii unde muncesc nevăzătorii, la fel este nevăzător, dar cu acest baston reușește să meargă și să facă orice, da? Și cu persoanele care vă ajută. Sigur. Da. Eu, colegii mei au fost și au făcut un reportaj la dumneavoastră în cadrul întreprinderii și am rămas uimită de atâta dăruire și de atâta muncă și sârguință a oamenilor care vin acolo. Da? Eu, adică, mulțumim și persoanelor care mă înconjoară, care ajută și la fel, adică fără aceste persoane noi nu putem să facem nimic. Sunt și persoanele clar lucru cu văz, care ne ajută foarte mult. Șoferii, contabilii și cei din jur, vânzătorii și așa mai departe. Domnul Sclifos, dumneavoastră citisem eu că Asociația Obștească Societatea Orbilor din Moldova marchează 72 de ani de la fondare în acest an, da? Absolut. Sau deja corect. A fost în mai? A fost în mai. 72 de ani. Cum a fost atâția ani și dumneavoastră în funcție sunteți 46 de ani, vorbisem după pereți. Ce înseamnă pentru dumneavoastră să conduceți așa o asociație obștească? Eu o să răspund în felul următor. Eu am ajuns în Asociația Nevăzătorilor din Republica Moldova în 1974, după ce am făcut facultatea de economie la Institutul Politehnic din municipiul Chișinău. Toată cariera mea este aici. Atunci când am nimerit, vreau să vă spun că Asociația Nevăzătorilor din Moldova era o organizație foarte puternică. La momentul respectiv, activau în cadrul asociației peste 3.800 de oameni, dintre care 2.200 erau persoane nevăzătoare. Practic, la acel moment, la 7 întreprinderi de instruire și producere care existau în cadrul asociației, fiind unicul fondator al acestor întreprinderi,
erau încadrați în câmpul muncii toate persoanele care existau în Republica Moldova și care depășeau vârsta majoratului, spunem, de la 16 ani în sus. Până la vârsta de pensionare. S-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat în 91, au apărut hotarele astea la toate republicile unionale, noi am pierdut piețele de desfacere pentru că toate aceste întreprinderi care am spus, 7, lucrau în 3 schimburi. Persoanele nevăzătoare, absolut toate erau, chiar câteodată vreau să vă spun că erau persoane care mai iubeau să cinstească sau ceva, noi toți îi găsim, avem cămini, pe toți îi încadram în câmpul muncii. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, acum avem situația când la aceste întreprinderi lucrează mult mai puțin decât activau atunci. Tot ceea ce produceam noi la momentul respectiv a trecut în istorie, pentru că tot ce se producea acum se aduce din afară, tot ce se importă, tot ce se importă din afară este de o calitate mai proastă, dar este de 2 sau 3 ori mai ieftin. Mai ieftin? La dumneavoastră este mai ieftin. La dânsii, ceea ce se importă. Noi, la noi lucru manual. Noi suntem o organizație care nu ne-am pus drept scop exploatarea muncii persoanelor nevăzătoare. Drept scop a Asociației Nevăzătorilor din Republica Moldova este integrarea persoanelor nevăzătoare în viața de zi cu zi a societății. Asta este scopul. Eu mi-aduc aminte atunci, anii 78-79, în Orhei era o întreprindere care producea ambalaj din carton. Eu mă duceam acolo de fiecare dată. Aveți emoții. Da, spuneți. Nu puteam veni fără lacrimi, pentru că acolo lumea se exploata. Ei produceau ambalajul ăsta din carton, dintr-un hârtie cam aspră. Digitele lor, nicătând că îi impuneam să îmbrace digitare, le dădeam diferite lucruri ca să-și păzească degetele, pentru că degetele pentru persoanele nevăzătoare sunt foarte importante. Omul atât era de cointeresat în salariu, că nu-și dădea seama. Eu îi vedeam de fiecare dată cu degetele însângerate. Văleu. Bine, era bine atunci că puteau să-și câștige un ban, era rău că erau exploatați. Acum avem, după 91, situația care o avem. Oamenii vor să lucreze, oamenii au o pensie mizerabilă. Vom vorbi despre aceste cifre care eu, când le rostesc, mie rușine. O să le audă și telespectatorii noștri. Da, spuneți, un salariu? Un salariu care nu fiecare agent economic merge la aceea să angajeze persoanele nevăzătoare, pentru că găsește destule motivații. Și atunci suntem nevoiți să-i angajăm în cadrul asociației. Dar în cadrul asociației, așa cum v-am spus, noi am pierdut piețele de desfacere, toate produsele care noi le-am însușit sunt mult mai scumpe decât cele care... Da, dar care... în cazul acesta, segmentul acesta de oameni trebuie să fie sub supraveghere statului. Ar trebui să fie și așa, parcă este, dar în realitate noi. Am să vă dau un simplu exemplu. Noi am fost sau întreprinderea Asociației Nevăzătorilor din Moldova, 3 întreprinderi, Băsărabeasca, Bender și Tiraspol, pe atunci erau monopoliști producerea capacului tradițional de conservat. Uh-huh. Ce înseamnă aceasta? Automatul bate metalul, da. Persoana nevăzătoare îmbracă numai inelușul acesta pe capacul de conservat. Din producea cauciuc. Pe atunci 780 de milioane de capace. Sunt minte aceste cifre. Acum, în Republica are necesitate undeva de 70 de milioane. Noi am putea să le producem, dar ele toate sunt importate, se produc în niște subsoluri. Nu vreau să spun despre asta, asta sunt organele respective care trebuie să ocupe cu acest lucru. Și noi nu putem concura pe piață cu producerea acestor, adică să le mai dăm de lucru persoanelor nevăzătoare. Același lucru, da, și încă un lucru vreau să vă spun, chiar și atunci și acum. Pentru producerea capacului, îmi cer scuze că m-am oprit la acest moment, pentru producerea capacului de conservat sunt automate, care înlocuiesc 18 persoane. Dar mă întorc la ceea ce am spus.
că noi, Asociația Nevăzătorilor, are drept scop să integreze persoanele nevăzătoare, să le creeze niște condiții ca să poată câștiga un salariu, după care să-și câștige o pensie. Noi suntem nevoiți să facem acest lucru. Și vă spun, automatele înlocuiesc 18 persoane. Un automat locuiește 18 persoane. Și dacă persoana nevărzătoare, conform legislației, trebuie să lucreze 6 ore și să-i plătești pentru toate 8 ore, automatul lucrează 24 din 24 și v-am spus, înlocuiește 18. Sau, acum la Lumin Tehnica, unii domnul Romanen cu administrator, noi producem cleștișoare și necesitatea lor e destul de mare. Dar iarăși, se importă una, a doilea. Este automat care înlocuiește 30 de persoane. Vă dați seama cât de greu ne vine nou ca să concurăm piață, să le creăm locuri de muncă persoanelor cu dizabilități. Țări? Aveți colaborări cu alții din alte state? Dar despre aceasta vă rog frumos să vrem să discutăm după materialul video pe care l-a pregătit colega mea, Irina Ciobor. Vă rog. Având o istorie de mai bine de 50 de ani, Lumitehnica se numără printre cele 5 întreprinderi din Republica Moldova în care activează persoane cu deficiențe de văz. În anii săi de glorie, adică până în anul 1991, când comenzile pentru întreprinderi se făceau în regim centralizat, aceasta avea circa 1200 de angajați, dintre care 900 de persoane cu deficiențe de văz de gradul 1 și 2. Acum aici lucrează 33 de persoane cu dezabilități vizuale, iar în cele 5 întreprinderi aflate în gestiunea societății Orbilor sunt angajate în jur de 200 de persoane cu dezabilități vizuale de gradul 1 și 2. După destrămarea Uniunii Sovietice din 1991 și până în prezent, pas cu pas, persoanele cu dizabilități, din diferite motive, au părăsit această întreprindere. Cine deja după vârstă a ieșit la pensie, cine, dar alte persoane nu au fost angajate, fiindcă situația în țară, trecerea la economie de piață, a ratat momentul că lucru manual nu este efectiv și noi nu suntem competitivi cu persoanele sănătoase. Administratorul Asociației Lumitehnica ne-a făcut o excursie prin întreprindere. Aici utilajul a rămas vechi și ruginit, moștenit încă de pe timpurile sovietice. Lumitehnica a păstrat compartimentul de producere a corpurilor de iluminat, al cleștișoarelor pentru fixarea rufelor și de ansamblarea chibriturilor. Sunt obiecte necesare tuturor pentru viața cotidiană. Mulți poate nici nu știu că când agață hainele, că aceste obiecte sunt confecționate de persoane cu dezabilități de vedere. Nicolae lucrează de 33 de ani la această întreprindere. Toți acești ani a meșterit de toate, capace pentru borcane, lămpi și cleștișoare. La Lumitehnica și oamenii lucrează în regim automat. Mișcările sunt cizelate și precize. Munca este executată cu dăruire și se obțin lucruri calitative. Dar și de lucru. Care lucru n-ar să numai să, cum, să putem să-l facem lucrul ăla numai că n-ar. Dar de acolo probleme nu sunt. Dar și de lucru. Să putem să lucrați câștigăm. Nicolae este mulțumit de puținul pe care îl are și de aceea se roagă să aibă de lucru anume în această întreprindere, deoarece ea este în apropiere de casă. Ca să se deplaseze într-un alt sector al orașului Chișinău este foarte dificil. În oraș e foarte, cum, singur eu nu pot să lucrez pe un oraș. Dacă așa prin presiuni pe aici, în localitatea asta noastră, da, eu singur mă îmbru, dar așa pe un oraș nu. Trebuie cu cineva. Că, deși că aici la noi sunt orientiri sunt și care noi îi orientăm pe dânsile, dar în oraș așa ceva nu-i. Cum spune că în Europa, în asta, ei sunt pentru nevăzători de asta, ca să orienteze nevăzători. La noi nu e așa ceva. Prin secția de asamblare a cleștișoarelor am găsit-o muncind și pe Aliona Grama, pe care acasă o așteaptă 3 copii. Se iau 2 jumătăți, se împreunează la un loc, se pune deci arcul aici, așa, se deschide, așa,
și iată așa, și lăsăm și iată se face. În casă, unica persoană care poate munci este Aleona, deci toate greutățile cad pe umerii firavi ai acestei femei. Eu nu cred că cineva angajează invalizii care cu vedere, adică cu slabă vedere undeva la alt serviciu, nu cred. Nu, nu se prea ia, doar aici lucrăm. Așa tot se refuză. Adică nu vedem și ce o să facem. Chiar și oamenii sunt, să vă spun, nu atenți. Chiar dacă stai și rogi, opriți-vă, rog, spuneți-mă, rog, e că eu sunt de la Durlești, adică trebuie să plec cu 124 lutieră. Foarte rău merge. Și dacă rogi pe cineva, așa se uită la tine și care te mai ajută, dar care nici nevoie nu au. Foarte indiferent. Într-o lume plină de obstacole și greutăți, să fii nevăzători poate părea pentru cei care au darul vederii imposibil de depășit. Însă acești oameni sunt printre noi și ei, la fel ca și noi, vor să fie auzit că le este greu să supraviețuiască fără un suport din partea statului. Unica lumină pe care o putem dărui unui nevăzător este cunoașterea și grija. Da, am revenit în platou. Așa cum pe final colega mea Irina Ciobor a zis că unica lumină pe care o putem dărui unui nevăzător este cea de a avea grijă de ei și de a cunoaștere, pentru că ei sunt dornici de a cunoaște și de a munci. Domnul Romanenko, acești oameni, în afară de ceea ce fac, unde am văzut noi în întreprinderea Lumini Tehnica, mai pot face și altceva, cum a zis doamna, dar nu este posibilitate. Și spuneam că după reportaj am să vă întreb, în alte țări, unde mai lucrează? Ca să vedem experiența, pentru că la noi, Republica Moldova, să înțeleg că avem o lacună la acest capitol. Unde am mai putea, ei ar mai putea să fie angajați? Persoanele pot fi angajate ca masori, dacă au cunoștințele, dacă studiază, adică dacă este dorință să studieze masajul, poftim, devin masori. Mm-hmm. Dar nu fiecare iubește acest gen de activitate. Apoi, poate se ocupe cu cântă. Persoanele cântă. Ne întâlnim persoanele... Putem? La diferite instrumente. La diferite instrumente. Sunt care... La nunți, la... Sunt persoanele care se descurcă cu calculator și deja, prin intermediul diferitor IT, flash-uri, da? Astea deja se descurcă, pun cântici, în limba rusă se numește minusovka, cum să spune, și deja cântă cu gura destul de frumos, câștigă banul. La fel sunt coruri unde anoștri nevăzători sunt antrenați, apropo, la Florești, la Chișinău, la Unitehnică. Da, am văzut că este un centru artistic. Se ocupă persoanele noastre și noi ne mândrim cu aceste persoane, că dau efort, dar totuși acesta nu aduce acel venit care trebuie de adus acasă. De asigurat acești oameni, da, într-adevăr. Și în România, sigur, e cât bună oară. În România, în Germania, sunt plătiți bani pentru, în Germania, Blindgeld, adică bani pentru orbi. El se descurcă, 1000 de euro se plătește și atât. Mai departe, singur răzbați de viitorul tău. Adică soarta persoanei este pusă în mâinile lui. Vrei, înveți. Vrei, stai pe pat cu cartea, cu ce vrei. Banul ți-o plătit statul și atât. În România la fel. S-a ajuns că acum, la moment, ajunge pensia la 400-500 de euro. Și la noi nici pe departe nu este așa. Acum o să vorbim cu domnul Sclifos ce se întâmplă la noi, dar vreau să revenim cu țările. Da, să ne spuneți despre experiențele străine. Da. Adaug la ceea ce a spus domnul Romanenko. Vreau să spun că până în 2008 în Republica Moldova era școala internat din municipiul Bălți pentru persoane nevăzătoare și școala din municipiul Chișinău necompletă pentru persoanele nevăzătoare. Adică ei terminau nouă clasă după ce toate aceste persoane trebuiau să plece în Ucraina, în Federația Rusă, Belorusia, România și așa mai departe, ca să facă o facultate. Atunci, pe când era încă Gazinion Finosa, sau atunci Numanion Finosa, am avut o întâlnire cu domnul Ibarra, pe urmă a preluat-o doamna Silvia Radu. Noi am avut un proiect foarte
interesant de 100.000 de dolari de la compania respectivă și școala pentru nevăzători din municipiul Chișinău a fost transformată în liceu tehnologic. Și vreau să vă spun că în această perioadă de timp noi am reușit, și avem și acum o colaborare destul de fructuoasă cu toate universitățile din Republica Moldova. Și avem peste 80 de persoane nevăzătoare care au terminat facultăți, atât în Republica Moldova, cât și peste hotarele. Ceea ce s-a întrebat dumneavoastră, noi avem și pedagogi, avem și juriști. Nu noi avem, adică societatea. Așa, și dar oamenii... există la Universitatea de Stat și un centru de suport fără bariere pentru studenții elevi cu dizabilități. Atunci a fost creat, câțiva ani după ce am, 2010-2012, așa. Și acest centru, pentru că au fost o colaborare, au fost primiți persoane nevăzătoare căpătând sau având studiile, având BAC-ul aici, au intrat la facultate. Deci, să înțeleg, să învețe, la moment nu este o problemă. Ei sunt instituționalizați, sunt absolut școlarizați, participă la viața activă, dacă au dorință. Dacă au dorință. Și iarăși, nu înseamnă că dacă ai o facultate, pentru că din experiența internațională, m-ați întrebat, experiența internațională, toți oamenii au darul de a, acel care îi dă de la Dumnezeu, să facă carte, o face. Dar nu înseamnă că ai făcut o facultate numai decât o să lucrezi pe specialitate. Și mai cu seamă, persoana nevăzătoare. Important că el are alte viziuni, are alte cunoștințe. El altfel își poate apăra drepturile sale și așa mai departe. Exact. Vreau să revin la numărul persoanelor care sunt la evidență, la dumneavoastră, stau la evidență. Este vorba oficial de 9500, am găsit eu în pregătindu-mă de emisiune. Care este la acest capitol noi situația? Noi vorbim și avem o evidență, avem peste 9500 de persoane nevăzătoare care stau la evidență în cadrul Asociației Nevăzătorilor în 38 de organizații teritoriale care deci, sunt în toată Republica. Republica Moldova sunt 38 de organizații teritoriale. Organizații teritoriale. Așa, în practic structura, în structura raion, societății. Da? Practic în fiecare raion și fiecare oraș mare a Republicii Moldova. Dar ce vreau să trag atenția aici, că noi luăm la evidență în cadrul asociației persoanele care au atins vârsta de la 16 ani în sus, până la vârsta de pensionare. Acum, spunem, de la 1 ianuarie, ați fi până la 63 de ani. Dar avem persoane care și-au pierdut vederea, să zicem, după 63 de ani, sau care până la 16 ani, ei nu sunt la noi. De atâta spun că în Republica Moldova sunt peste 12.000 de persoane nevăzătoare. Statul, ministerul, pe timpuri a muncii și a asistenței, a făcut vreodată, ultima dată, când a fost ultimul raport, ce se întâmplă cu acești oameni? Bine, dumneavoastră ați avut? Este raportul ăsta, eu nu sunt competent să dau, să apreciez cât e de corect sau nu corect, dar el este pentru că persoanele care au grad de invaliditate, cum am spus, gradul 1 sau sever, ei și gradul 2 primesc o indemnizație de stat, de așa, ajungem la acele cifre care mie mi-e rușine să le rostesc și îmi pare rău că la noi în Republica Moldova discutăm despre acum fac o adresare așa celor care foarte bine se plimbă în mașini de lux și merg în instituții în care este reparație de lux, dar acești oameni au nevoie de foarte puțin, au nevoie de niște bastoane albe de acestea, au nevoie de niște pensii un pic mai majorate cu care pot să existe. De ce noi am ajuns în situația când nu ne interesează acești oameni și nu sunt atât de mulți, 12.000 oficiali și 9.500 oficiali? Eu cred că va veni timpul și în Republica Moldova și nu ne vom agonisi atâta bani și bani în jurul nostru, dar ne vom gândi și la cei care sunt alături de noi și au nevoie de atenție. Așa, un strigă din suflet. Așa. La ceea ce ați spus dumneavoastră, aș vrea numai decât să adaug un singur lucru. Ajungem la cifre, da. Activez de mulți ani în cadrul asociației și de mulți ani noi prezentăm Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, acum e Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Cândva ne adresam direct la Ministerul Finanțelor, nu importă. Adică noi ceream niște subvenții pentru crearea locurilor de muncă și pentru susținerea activității întreprinderilor asociației, așa cum v-am spus, pentru că noi nu puteam concura cu agenții economici. Acum am ajuns la, sau nu, am fost mirat de faptul că guvernul, pe data de
20 septembrie 2017, recent, un an în urmă, a luat o decizie că fiecare agent economic care va crea loc de muncă după expirarea anului de activitate îi se vor aloca 40.000 de lei pentru fiecare loc de muncă. Noi cerem în fiecare an să ne se acorde bani pentru întreținerea, pentru că, repet încă o dată, noi nu avem scop exploatarea muncii persoanei nevăzătoare, noi avem drept scop de a integra în societate. Și ne vine foarte greu să concurăm dacă nu am avea un suport financiar din partea statului. Și acum, chiar ultimii ani, 3-4 ani, noi primim cam a treia parte bani din ceea ce, dacă spunem așa, avem 200 de persoane angajate total nevăzătoare la întreprindere. Noi ar trebui să primim undeva la 12 milioane de lei. Noi primim subvenții. Primim în jurul de 2 milioane, 2 milioane 200, dar până anul trecut am primit 830.000. Da, dar dumneavoastră, iată cum cât a fost reportajul pe post, mi-a zis că ar putea întreprinderile să se facă o analiză, întreprinderile unde la un loc anumit din această întreprindere este posibil să fie angajat un nevăzător, o persoană cu deficiențe de văz, ar putea să fie în colaborare cu asociația dumneavoastră și să coopteze această persoană și să împartă nu doar oamenii văzători, dar sunt situații, o sumedenie probabil, când la un loc de muncă fișa de post îi permite să fie și un nevăzător. Cred că trebuie să sonorizăm acest lucru, că este o experiență pentru... Experiența care o am îmi permite să spun că încă societatea civilă nu este, nu este gata. Să înțeleg că eu, citind un interviu unde un nevăzător a spus că tu nu vezi, nici lumea nu te vede, e adevărat. Absolut corect. Așa este. Eu m-am convins persoanele care i-am îndemnat să fac o facultate și vin la mine, domnul Sclipos, am pierdut 4 ani de zile. La facultate, dumneavoastră m-ați îndemnat să fac asta și uite, acum nu mă pot angaja. Deci nu e de ajuns ca ei să fie școlarizați, dar e necesar după ce absolvesc să fie primiți la muncă și să muncească. Împreună cu dânșii diminuți am bătut la multe uși. Știți, telefon vorbesc, uite, am specialitatea cu tare, aștept. Da, veniți că avem nevoie. Când îl vede, găsesc. Îi respingere. Da, și vreau neapărat să sonorizăm aceste cifre care, repet, a treia oară pentru mine sunt rușinoase că în Republica Moldova mai există așa pensii. Bine, ele probabil și indemnizații sunt și la celelalte categorii la fel de mici, dar oricum este imposibil să existe așa bani. Este vorba despre pensia de gradul 1, 768 de lei. Pensia minimă a persoanelor nevăzătoare sau a persoanelor cu dizabilități severe. Este de 760. 8 de lei. Gradul 2 este 717 și gradul 3 512. 512 lei. Și cel mai grav, indemnizația de handicap este... Persoana care, până la 18 ani, nu are staj de muncă, pentru că a fost modificată legislația privitor la pensionare și dacă înainte primul trebuie să aibă un an de staj ca să pretinde la o pensie, acum s-au dublat tot. 2, 4 și mai departe. Eu am schema respectivă aici, dar toată lumea știe despre acest lucru. Este? Și se primește așa, că o persoană cu dizabilități, practic, dacă agentul economic nu toți îl angajează, trebuie să fie numai niște întreprinderi specializate, el îmblă, bate drumurile, încearcă să deschidă ușile, nicăieri nu este ascultat și persoana asta rămâne cu indemnizația de stat. Dar indemnizația de stat constituie 40% din aceste 768 de lei. Se calculează din gradul 1, da? Așa. Și atunci ea se estimează la... Ea constituie 307 lei, vă dați seama. Cum poate să trăiască o persoană? 307 lei. Așa și ca să capiți pensia, trebuie să lucrezi până la 23 de ani, trebuie 2 ani. Dacă ai până la 23 de ani, 2 ani de zile. Până la 29, deja 4 ani. Înțelegeți, da? Când... Așa, și așa mai departe. Adică este gradația care s-a schimbat. A fost înainte, până la 23 de ani, trebuia numai un an să lucrezi ca să capiți pensia. Adică nu 300 de lei, dar să capiți 700 de lei. Trebuia una... Și încă un lucru aici. Da, și ce am mai auzit eu la o persoană. Chiar dacă la noi sunt angajate persoane nevăzătoare, neavând alte profiluri care să ne dea venit, noi le plătim lor salariul minim garantat, 2610 lei. Din 2610 lei, el iese la o pensie care tot ar fi puțin mai mare decât pensia minimă
Și iarăși ajunge în insuficiență de bani și iar ajunge în situații complicate. Dar aici vreau un aspect încă să vă întreb pe dumneavoastră dacă cunoașteți așa ceva. Pentru că pregătindu-mă de emisiune am discutat cu cineva care așa s-a întâmplat să fie, să, în familie sa este o persoană nevăzătoare și mi-a zis că primind această indemnizație de, la țară, este din anenii noi, mi-a dat voie să spun și de unde este, are vederea 25% doar. Procurându-și tehnică în casă, asistentul social a venit și a spus că nu-ți mai dăm și vreo 4-5 luni nu a mai primit această indemnizație. Ați auzit de așa, domnul Romanenko, domnul Sclifos? Este o problemă aici? De ce acești oameni trebuie să fie lipsiți de unicii bani? Chiar dacă i-a dăruit cineva sau i-a adus cineva un lux în casă, o mașină de spălat sau... Eu, aici Margareta, eu sunt la curent cu lucrul ăsta, adică... E adevărat, știu, deci mi-a zis nu, este nu e adevărat, niciun, dar vreau să vă spun că regulamentul ăsta s-a perfectat în ultimul timp. Despre acest lucru nu mai aud acum chiar cu dacă cineva i-a dăruit o mașină, i-a spălat sau un... Deci este un abuz în serviciu, acestor asistenți sociali. Da, spuneți, domnul Romanin. Aici merge vorba despre două lucruri diferite. Indemnizația care se acordă pentru că persoana este cu dizabilitate este... un lucru. Așa. Și ajutor social care se acordă la fața locului pentru ajutor social material. Adică așa. Se acordă independență de situația stării a familiei. Așa. A familiei. Deja și se ea nu trebuie să depindă de... Acel nu depinde. Acest care se acordă pentru dizabilitate este stabilit conform gradului care primește persoana. El nu este legat cu acel care ajutor social care se stabilește pentru familie. Acolo lucrează deja asistent social de pe teritoriu care vine, studiază și deja fac concluzia. Este necesar de mai adăugat ajutor social pe o lună, două, trei, cinci, asta deja cu totul altceva. Am înțeles. Da. Dar oricum, sunt niște situații care ar fi trebuit monitorizate și ca să nu se întâmple că oamenii... În ultimul timp, aș spune că ele sunt monitorizate și vreau să vă spun, dacă cândva, adică la fiecare persoană din familie trebuie să fie salariul nu mai mare, nu salariul, dar venitul nu mai mare decât 1800, 1900, acum pe municipiul Chișinău este de 3000 de lei, dacă nu ajungi la 3000 de lei, are dreptul la indemnizația respectivă. În alte municipii și orășele e altă și așa mai departe. Adică se lucrează în domeniu, să eu n-aș spune că, dar până când situația e destul de complicată. Altceva că acest ajutor, această indemnizație poate să fie calculată ca venit la ceea ce poate lipsi aceste 300 de lei, va fi ca o limită pentru a lipsi de acel ajutor material, înțeles, social care se acordă. Așa poate fi, dar cred că acest ajutor social, această indemnizație nu trebuie să fie calculat ca venit. Este cel mai, adică persoana nu este vinovată că nu vede. Înțelegeți? La noi parcă îți spune în vinovăție că ești așa nevăzător. Că ești nevăzător. Da. Da, mai avem un material video pregătit de colega mea Irina Cioboru. Haideți să-l urmărim. Facem o mică excursie și la Centrul Național de Informare și Reabilitare a Societății Orbilor. La acest centru slab văzătorii au ocazia să învețe a citi, a scrie în sistemul Braille, un alfabet al cărui litere sunt formate din puncte ieșite din relief și care poate fi simțit cu ajutorul degetelor. Ne aflăm acum în mini-tipografie Braille, asta este unică la noi în Moldova, tipografie care face materiale pentru nevăzători, cărți, biletristică, documente, la rugămintea studenților, le facem lor, le facem diferite broșuri, le tipărim în braille. Procesul este următorul, într-un program special se introduce textul în format plat și pe urmă se preface în format braille. După aceasta se dă la printer. După ce a învățat alfabetul Braille, Ecaterina lucrează în calitate de corector în acest centru. Citesc cartea, romanul, depinde independență de ce e, și adică independență de greșeli, de exemplu, transfer între cratimul O sau cratimul L. Destinderea într-un fel sau altul s-a dovedit absolut
necesară în orice epocă și nimic n-a reușit să o împiedice. Ea a descrețit frunțile, a destins spiritele. În cadrul centrului activează o bibliotecă ce conține cărțile în sistemul Braille și cărțile audio. Cărțile sunt imprimate pe CD-uri și expediate cititorului la adresa sa. Ghid informativ. Noutăți editoriale în limba română, aprilie-iunie 2018. Biletristică. Culegerea literară, numărul 115. Mircea Eliade, romanul adolescentului miop, La țigănci. Pe lângă Braille, slab văzătorii trec un curs de deprinderi de viață, în care ei învață a găti, a coase, a croșeta și a împleti. Acest centru este axat pe reabilitarea persoanelor cu dizabilități de vedere, de grad sever, accentuat sau mediu, pe căpătarea unor deprinderi, pe socializarea acestor persoane, să capete cât mai multe abilități, ceea ce ține de planul psihologic. Pentru persoanele cu dizabilități de vedere severe, este foarte important să poată lucra la computer cu ajutorul softurilor specializate și să se deplaseze de sine stătător cu ajutorul bastonului alb, ceea ce ne spune despre sărbătoarea de ieri, care a fost marcată Ziua Internațională a Bastonului Alb. Deci, anume, acest baston evidențiază, marchează persoanele cu dizabilități de vedere. Administrația îndeamnă slab văzătorii din Republica Moldova să vină la centru și să urmeze gratis cursurile de 8 săptămâni. Centrul oferă cazare gratuită, apartamente special amenajate pentru cursanți, dotate cu bucătărie și baie. Am revenit în studio. Domnul Sclifos, vreau ceva să-mi spuneți când era. Iată, structura care o avem noi, organizații teritoriale, 38, iată, ei depistează toate persoanele astea care au necesitate să treacă instructajul prin intermediul centrului de informare și reabilitare. Centrul activează mai mult de 10 ani. Avem un cămin cu 28 de pat locuri. Da, dar adică vin să înțeleg că domnul Romanenko spunea acum cât era videoul, că vin din toată Moldova. Din toată Moldova. Da, dar nu e necesar să mai deschidem două centre, măcar la nord și la sud? Nu, ar fi bine. Nu, cred că... Da, măcar la Bălți sau la... Poate că da, dar vreau să vă spun că e suficient acest centru, da, pentru că v-am spus 28 de persoane. Dar de ce are nevoie centru, dacă e suficient el? Mai aveți nevoie de ceva acolo? Avem nevoie de cadre, ca de obicei... E o problemă din probleme cu salariul care e mic, dar important este că să depistăm persoanele în teritoriu și să găsim finanțare, pentru că așa cum s-a spus în emisie, că noi îi cazăm, noi îi instruim, dar îi trebuie cu ceva să trăiască, adică președinții organizației teritoriale este funcția lor să găsească donatorii sau finanțatorii. Și prin intermediul consiliilor de administrare locale, primării, agenții economice și mai departe, și noi în fiecare lună avem numai puțin de 15-16 persoane, câteodată chiar și 24-26. Da, în afară, eu am mai citit, ambasadele vă mai ajută cu niște granturi, ONG-urile, bine, cine vă mai ajută? Care sunt oamenii cu... Am văzut ambasada Germania a fost într-un an. Uitați-vă, acum noi avem un proiect foarte bun, interesant, cu ambasada Slovaciei. Pentru am făcut o reparație la cantina din orașul Băsărabească a întreprinderii care există acolo. Anul trecut, tot cu ambasada Slovaciei, am schimbat tot ce e necesar cu îndestularea cu apă potabilă și canalizare la întreprinderea din orice. Deci mai sunt oameni cu suflet mare care vin. Ambasadele, dar ele au programe, au speciale, adică nu întotdeauna te poți încadra în cerințele acestor ambasade. Da, dar am colaborat foarte mult. Iată, cu TICA, căminul dinspre care se vorbește, Centrul de Informare și Reabilitare, ne-a costat peste 42.000 de dolari. A fost finanțat de către TICA, Organizația Internațională din Turcia. Dar oricum ei sunt, dați uitării, persoanele nevăzătoare și aș vrea aici să subliniez că nu înseamnă oamenii care sunt la dumneavoastră înregistrați că sunt orbi definitiv. O persoană nevăzătoare este și persoana care are deficiențe de văz. Sunt și persoane care văd 25%. Dar nu este necesar să sau este noțiunea că
orb. Sunt oameni care au deficiențe de văz. Ei pot face parte din asociația cadrul asociației, da. Așa. Gradul 1, 2 și 3. Toți au dreptul să... Așa. Și pentru că iarăși este o problemă și aș vrea că timpul se scurge repede și vreau să discutăm. Domnul Romanenco, chiar având acest baston alb extraordinar, eu l-aș spune așa ca o mână de mâna așa. Unei, da, unei copilului meu. Da, da, unei persoane nevăzătoare. Dumneavoastră vă deplasați greu prin Chișinău, pentru că să înțeleg că orașul nostru este insuportabil pentru mine, cu mămică, cu cărciorul, dar dumneavoastră? Pentru mine este ușor, fiindcă eu până la 19 ani am văzut bine. Așa. Și cunosc, adică orașul am studiat deja fără vedere, dar cunosc străzile, deja harta am în memorie și mă deplasez destul de ușor. Eu cunosc unde deja merg reparațiile, unde este trotuar închis și eu deja... Dar este o problemă pentru sigur, gardurile dai... acestea instalate neregulamentar când... în timpul construcțiilor, da? Când se... Și gropile acestea care... Este o problemă. Eu sunt de Baștină din Raionul Căușeni. Așa. Și eu am venit aici, deja am studiat cu bastonul orașul. Așa. Adică fiind la student la universitate, de la strada Tighina până la universitate, până la strada Pușkin, mergeam pe jos, studiam și deja cu bastonul alb, studiam și aceste deprindere deja am pe toată viața. Adică studiez unde sunt gropi, unde merge reparația, evit aceste drumuri. Dacă pe Cogălnicianu merge reparația, mergem pe Bernardață cu un cartier mai la deal. Eu am văzut că semafoarele acestea sunt prea puține destinate oamenilor slab văzători, care cu sunet, cu acesta este un proiect care nu s-a dus până la capăt? Sau este, este un proiect care a fost inițiat de noi și am fost ținut de către primărie. La momentul dat avem 7 semafoare sonorizate. Și-a luat angajament primăria că în anul viitor toată strada Ștefan cel Mare va fi, o să mai fie instalat încă vreo 7 aparate de aceste aparate speciale sonorizate, de sonorizare. Ei, și cu timpul vor fi instalate. Adică este o colaborare între noi. Dar sunt puține, sunt puține. Și încă un moment care îmi pare mie că ar fi trebuit să ia foc la noi și ar fi trebuit să fie confecționate aceste bastoanele albe, le luați de unde? Le procurați din străinătate? Din străinătate. Le aduc agenții economici. Și noi câștigăm proiecte mici de la diferite ambasade sau agenții economici și le procurăm. Cât costă unul? De la 100 până la 160 de euro. Și nu e posibil ca la noi, Republica Moldova, să fie ele confecționate, să le confecționați este, dumneavoastră? Este posibil, doamna Margareta, dar trebuie voință politică, trebuie ca nu de fiecare dată persoanele care răspund de surse financiare să spună că este limită. Nu trebuie să ne uităm la limită. Trebuie să reieșim dintre aceea. Guvernul a ajuns la concluzia că azi în Republica Moldova noi nu putem crea locuri de muncă. Agenții economici, le plătim câte 40.000 de lei. Trebuie să acordăm surse speciale și necesare pentru a procura utilaj, pentru a produce ceea ce e necesar pentru persoane nevăzătoare. Merge vorba nu numai de bastonaj. Asta e una, doi la mână. Întreprinderile specializate a organizațiilor, a Asociației Nevăzătorilor din Moldova, conform statutul, trebuie să aibă 50% persoane văzătoare, 51% nevăzătoare și 49 văzătoare. Așa. Și totodată trebuie să aibă niște profiluri care, așa cum v-am spus, noi suntem o frână a progresului tehnic, ne punând scop nu exploatarea muncii persoanelor nevăzătoare, dar incluziunea lor socială, atunci trebuie să avem și niște profiluri care să ne aducă venituri. Exact. Dar pentru asta trebuie iarăși bani și cineva trebuie să intre în esența propunerilor Asociației Nevăzătorilor din Moldova și să ne întrebe ce, pentru ce vrem să procurăm, ce vrem să facem și care sunt scopurile noastre. Noi nu odată am inclus bastonașul alb ca să fie produs din noi. Așa, și nu ați fost auzit. Și neapărat aici auziți. Vreau să sonorizez pentru că în așa fel vom fi auziți că este emisiunea în direct. Ați primit o reclamație de la primărie prin care vi se cere să achitați arenda pământului unde este întreprinderea Lumin Tehnica. E adevărat? Adevărat. Adică... În 1962... Da, foarte repede, că am ieșit și mă deconectează regizorul, dar vreau să spunem. Adică vrem să fim auziți ca primăria, Consiliul Municipal să atârne față de noi ca de cetățeni adevărați a Chișinăului. Adică Așa. Să fim auziți, să nu ne dăie în judecată. Deja noi, practic, la moment reclamația 480.000 de lei se cer de la noi, practica este ne alungă din pământ care
pe care suntem acum. Da, eu vă rog foarte mult, dragii noștri consilieri municipali, atrageți atenție, este imposibil să fie dați afară acești oameni care și așa sunt bătuți de soartă. Și ultima mea, gata, regia, vă zic eu că aici punem punct. Eu vă propun, domnul Sclifos și domnul Romanenko, să mergeți, pentru că am învățat deja să vă conduc, domnul Romanenko, și vă iau bastonul, dar ne ducem la instituțiile de stat unde este nevoie ca să cerem acest lucru și poate împreună cu mine vom ajunge la un numitor comun ca să le confecționați la noi în Republica Moldova. Vom fi foarte recunoscători. Mulțumim. Da, eu vă mulțumesc tare, tare mult pentru că ați venit la noi în platou. Înțeleg că mai avem nevoie de o emisiune, dar vă promit că n-am să vă chem numai la ziua bastonului alb, dar vă invit periodic să vedem dacă ați fost auziți și mergem. Cred că ar fi foarte corect. Îmi cer scuze că da. Dacă spuneți că da, limita gata. A trecut. Ar fi bine organizat niște emisiuni, dar cum ați spus dumneavoastră, nu atunci când avem niște date remarcabile, dar poate pur și simplu niște misiuni pentru a aduce informația respectivă în masă, pentru a familiariza societatea civilă că există această pătură de oameni și iau niște necesități speciale. Da, eu vă mulțumesc tare mult. Doamnelor și domnilor, urmăriți emisiunea Noi despre Noi în fiecare zi de marți la ora 19. La revedere!